Eu mă consider și acum un om liber. Și atunci am fost un om liber. Îmi venea domnul Ceaușescu, făceam discotecă. Eu chiar eram un pic rebel. Decât să te cunoască medicii și asistentele, mai bine să te cunoască muzicanții și fetele care... Ai auzit? Chelnerițele. Corect, mi se pare normal. Mă, ce frumoasă e fata. Fiecare zi venea cu altă bluză. Pantalon trapez și aveam noi alte figuri în cap. Primul păcat l-am făcut, ceva de groază. A doua zi după masă, ședință cu părinții. Trenul de 11 a plecat, trenul de 2 a plecat. Cu ce să mai duc acasă? Apoi trebuia niște nervi de oțel. Ce faci, mă, ungure? De pe timpul nostru încă nu s-a dărâmat niciun pod. Studii de fezabilitate, fără prefezabilitate, fără diriginte de șantier, fără nu știu ce. De așa s-au construit podurile din județul nostru. Majoritatea constructorilor le place viața. Niciodată nu mi-am pus problema că e chef unguresc sau românesc. Prima mare iubire era Hotel California cu Eagles. De aici a pornit discotecile de la Europa Liberă.